Bună tuturor, bine ați venit la un nou video și astăzi voi vorbi despre un argument destul de controvers și mai exact, preferă femeile mai mult the bad boys sau pe cei buni? În acest video voi încerca să răspund la această întrebare analizând mai multe aspecte. În ziua de astăzi, puțini bărbați mai știu ce vor de la viață. Asta e realitatea. Majoritatea dintre ei, ceea ce caută la o femeie este beneficiul de a plăti mai puține taxe la stat și de a le face mâncare când ajung acasă și poate și să le facă câțiva copii. Ceea ce înseamnă că femeia va lucra și se va ocupa și de casă. Cum vi se pare? Da? Există femei care le pot face pe toate, însă vi se pare corect? În sensul că femeia se duce la muncă, bine, și face și toate treburile prin casă. Nu sună prea bine pentru că e ca și cum ea ar avea două slujbe și bărbatul vine, stă liniștit la masă, masa caldă, hainele spălate, copiii hrăniți, totul ok. Dar, totuși, acea treabă acasă este chiar treaba ei sau este o muncă care cu toții trebuie să o facă, și bărbatul și femeia? Deci, nu, femeia nu își dorește un bad boy, dar ceea ce femeia își dorește de la un bărbat este să știe ce vrea, să nu fie plângăcios, să aibă o opinie, nu întotdeauna să îi spună da, tu alege, tu fă, tu decizi. Sunt doi într-o căsnicie, într-o relație și în momentul în care decideți să vă căsătoriți, nu trebuie să vă așteptați ca ea să ia toate deciziile. Deci, nu, femeia nu-și dorește un bad boy, nu-și dorește un bărbat care să o streseze, un bărbat care mâine poi mâine nu știe unde va fi, care poate ajunge în închisoare sau poate, nu știu ce, gang sau poate se droghează sau înșeală, e ceea ce face un bad boy. Și e greu să ai o relație cu un astfel de bărbat, nici nu-ți dorești o familie cu un astfel de bărbat. Da, sunt video care spun că femeile își doresc și un bad boy și un good boy. Ceea ce femeia cu adevărat își dorește este un bărbat adevărat, un bărbat cu caracter. Da, sunt aspecte din acel caracter a unui bad boy care femeia le iubește, precum încrederea în el, deci faptul că el știe ce vrea și că are obiective. În general, bărbații din ziua de astăzi sunt foarte nesiguri pe ei. Îi vezi la 30 ceva de ani care habar nu au ce e cu ei. Nu știu dacă vor copii, nu știu dacă vor familie, vor doar distracție, vor doar beneficiul de a avea o femeie lângă ei care să le facă mâncare, să le plătească o parte din chirie și să le spele. Mi se pare corect? Credeți că o femeie va fi atrasă de un bărbat care își dorește astfel de femeie lângă el? Nu. Femeia nu își dorește un bad boy. Nu își dorește stres. Nu își dorește un bărbat prepotent. Poate să ridice mâna asupra ei sau să nu-i dea voie să-și spună părerea. Să decide totul întotdeauna în locul ei. Da, își dorește și femeia să aibă opinia ei, dorește să simtă că este într-o relație în care poate și ea să-și spună cuvântul și cuvântul ei să aibă o anumită greutate, dar și el, la rândul lui, trebuie să aibă opinia lui, nu să o lase pe ea întotdeauna să ia orice decizie, pentru că în acel caz se va simți singură
în acea relație. Deci, bărbaților, să nu facem confuzie între bad boy și un bărbat adevărat. Nu, femeia nu își dorește un bad boy. Femeia își dorește un bărbat adevărat. Ceea ce înseamnă un bărbat cu caracter, care are o opinie, care știe ce vrea, care știe să câștige bani, care nu se plânge de dimineața până seara, care nu se așteaptă ca femeia să-i facă totul, dar care știe să spele vasele, care pune mâna să dea cu aspiratorul, care pune mâna pe mătura. Lucru greu de făcut? Nu. Pentru că și voi aveți două mâini, două picioare și aceste treburi nu sunt doar treburile femeii. Care știe să îngrijească de copii, acest tip de bărbat își doresc femeile. Însă, desigur, dacă femeia va avea de ales între un bărbat care arată mai atletic și care îi oferă aceleași lucruri care un bărbat care arată mai puțin atletic, mai puțin îngrijit, îl va alege pe cel care va arăta mai bine. De ce? Pentru că aceasta este firea omului. Să aleagă întotdeauna ceva care e superior, care are un aspect mai atrăgător. Dar nu faceți confuzie între această alegere a femeii și faptul că ea nu își dorește un good boy, un băiat bun, un bărbat bun, un bărbat care știe să o respecte. Dacă toate aceste caracteristici care le-am elencat, încrederea, decizia, capacitatea de a respecta femeia, sunt prezente la un bărbat care arată mai bine, sigur că femeia îl va alege pe acela. De ce? Pentru că este în firea omului să aleagă ceva care e mai atrăgător, care arată mai bine. Și desigur, dacă își va dori copii, acea femeie, în mod inconștient, va dori ca copiii ei să aibă acele caracteristice care sunt mai atrăgătoare și să le vadă și în copiii ei. Da, puterea atrage, dar nu numai. Caracterul puternic a unui bărbat, adevărat, va fi întotdeauna mai presus decât un caracter slab, dar și aspectul fizic va atrage. Deci nu, femeile nu-și doresc un bad boy, dar își doresc un bărbat adevărat, care să știe să aibă grijă de el și în același timp să fie confident și să știe ce vrea de la viață. Așa cum și voi, bărbaților, veți dori cel mai mult de la o femeie care să vă nască copii, care să vă facă o masă caldă și să simțiți că vă iubește. Da, faptul să nască copii, să fie o femeie care își dorește copii, sunt caracteristici legate de un caracter feminin. Și întotdeauna veți fi atrași mai mult de o femeie care va spune, da, îmi doresc să am copii, decât una care nu își va dori. Acum vorbesc, desigur, în mod general, mai sunt și femei și bărbați care nu își doresc copii. Deci, așa cum și voi vă doriți o femeie cu caracteristici feminine, precum capacitatea de a vă da copii, de a procrea, așa și ea își dorește un bărbat care arată că poate să o protejeze și îi oferă protecție. Desigur, nu le va simți toate acestea lângă un bărbat care se plânge de dimineața până seara, care nu e hotărât, care nu știe ce vrea de la viață. De aceea, femeia nu își dorește altceva decât un bărbat adevărat. Știu, părerile sunt împărțite și sunt curioasă ce gândiți și voi, însă chiar și în 2023, femeile își doresc bărbații adevărați, își doresc o familie lângă un bărbat care să nu le streseze, care le face să se simtă protejate, care știe să câștige banii și care are încredere în el. Care este opinia voastră?
Vă aștept comentarii pe această temă și ne vedem la următorul video. La revedere!